personal sunt foarte indignat, fiindcă asta nu e restaurare. Restaurare este când se păstrează, iată cum e aici, dacă vrei ceva, dar nu avea nevoie cetatea de exterior de restaurare. Cetatea avea nevoie de autenticitate. Orice întrebați pe orice turist care se interesează de patrimoniu, pe orice specialist de patrimoniu, ce e important pentru patrimoniu? Autenticitatea, vechimea și autenticitatea. Cred că zidurile cetății au ținut și vor ținea 600 de ani și vor ținea încă 600 de ani, fiindcă ele au grosime de 3 metri și ele nu au niciun pericol că să ruineze. Și nu era nevoie. Nu era nevoie de tot așa numitul Evroremont. Aici, turnul ăsta, avea pe sus niște urme de ghiuleală. Dar dacă așa, ce să le spun la cetate? Să le spunem la cetate, să le spunem turiștilor cuiva că cetatea asta are 500 de ani? Dar cine să mă creadă? Zic că voi ăsta e din secolul 21. Ați făcut o replică, o copie, o replică a cetății care a fost și iată poftim cetatea. Nu destul că s-au făcut niște abateri în primul proiect când a fost și acum tot. Bine, eu nu am dovezi și nu vreau să spun, Doamne ferește. Dar toată lumea vorbește că se spală bani, trebuie de undeva de scos niște bani. Adică eu nu, eu spun ce spune lumea. De vreți, veniți și întrebați pe oricine om care merge pe, cum credeți, toți banii care s-au alocați pentru reconstrucție. Se folosesc numai pentru reconstrucție? Toată lumea spune așa. Și dacă luăm noi chiar niște un contabil să... Dar mine, bine, mine asta nu mă interesează, mine mă interesează să fie păstrată autenticitatea. Noi, sorocienii, vrem să avem cetatea așa cum a fost ea. Nu vrem schimbări. În caz că, da, bine, turnul de la intrare era într-o grad avansat de avariere și s-a făcut cu toate că se putea de făcut acolo mai delicat, dar aici nu este pericol de degradare. Noi vrem să vedem cetatea așa cum a fost. Cum să-l facem înapoi turnul ăsta așa cum a fost el? Cum să-l facem? Poți să spun vreun meșter, așa numiți meșteri care au lucrat aici, poți să spun cum putem noi face turnul ăsta așa cum a fost el? Noi vrem să vedem maestria meșterilor de cei cu 500 de ani în urmă care au construit-o. Și dacă vedeți, să văd că aici la cetate au lucrat mai mulți meșteri, au lucrat mai multe etape, au lucrat un fel, un grup de meșteri, au început lupte, posibil că s-au fost feluri de cazuri, au plecat, au venit alții, vedem că alte mâini, am o să șlefuiești, s-a stup tot și gata, ei reparații, euro, nu ne trebuie frumusață, nu ne trebuie autenticitate. Eu mă asociez la argumentele aduse de colegul meu, domnul Mihai. Cu adevărat, esențial pentru monumentele istorice este autenticitatea. Adică să rămâie cum a fost cândva și nu să facem așa reparații de către specialiști care idei n-au în acest domeniu, nu specialiști. Așa că eu mă asociez la toate cele spuse de domnul Mihai și cred că o să facem niște pași următori ca să oprim tot această construcție, să spunem așa, care duce la degradarea în sens autenticității. Nu știu, avem dreptate sau nu avem dreptate, dar eu cred că, credem că și dumneavoastră, poate 99% că avem dreptate. Am dorit și părerile sorocenilor, opiniile sorocenilor. Ce opinii? Facem euro-reparații, dacă ceva putem să-i facem șub. Ar arăta frumos. Iată, după ce s-a făcut astea, să-i mai tragem și o șubă deasupra, așa și niște brâuri, dacă vrem să fie frumos. Și sorocenii să-și expună părerea. Vrem să vedem cetatea așa cum a fost ea și nu numai noi, că noi am avut fericirea că am văzut-o așa cum este ea. Dar copiii noștri, nepoții noștri, turiștii pe viitor ar vrea să vadă cetatea cum a fost sau să vadă maestria meșterilor de pe Amu, așa. La prima oră astăzi domnul Zam a fost la mine, am discutat despre subiectul dat, ieri am văzut în rețele socializare opinia dânsului, s-a expus pe marginea subiectului dat, deci am discutat cu dumnealui și i-am spus că este un proiect
care este autorizat de specialiști în domeniu. Dumneavoastră sunteți istoric, dar dânsul îi răspund de, anume de, segmentul de, renovare. Deci am ajuns la un numitor comun. Eu parțial undeva sunt de acord cu domnul Zamă, ceea ce ne-a invocat dumnealui că turnurile trebuie să fie așa cum sunt, cum au rămas de pe cele vremuri. Anume, dacă a fost o, împușcătură din Ghiulea, așa că trebuie să rămână așa cum a fost ea. Dar noi avem creditul de sarcini care avem niște lucrări stipulate acolo și dacă noi nu le executăm, deci noi nu ne atingem indicatorii pe proiect. Și de ce? Nu știu, nu sunt specialist în domeniu, dar în caietul de sarcini lucrările date sunt prevăzute, proiectul dat, a trecut verificarea specialiștilor. Deci, nu știu, noi am invitat specialiști ca să discutăm pe marginea subiectului dat și să ieșim cu, o propunere.